Bună ziua, oameni buni! Bună ziua! Zi tristă pentru toți românii, pentru că în urmă cu exact 4 ani, și Doamne cum trece timpul ăsta, băi Ciucă, fix acum 4 ani aflam că Stella Popescu se stingea. Noi am fost, să știți, în cabina de teatru în care actrița și-a petrecut mai bine de jumătate din viață. Și dacă vreți să vedeți cine stă acum în aceeași cabină, în această cabină și cât de greu i-a fost să se mute acolo, trebuie să vedeți materialul acesta. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ce faceți? Bună seara! Vă pregătiți? Ne pregătim de spectacol, da. În seara asta sunt mai mult deghizată, ca să zic așa. Voi începe cu un isteț pantofar, un bărbat, un lustragiu, cum erau lustragii odată în București, de altă dată, care lustruiesc pantofii. Ia să-mi mește lustragiu! E de fapt la mușteriu, mă găsiți la colț de stradă, dând cu cremă și pomadă! Asta-i meșteșugul meu! Urmează o altă deghizare unde voi interpreta o babă. Am văzut acolo ceva în spate care vă dă de gol. Da, 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 da. Asta este peruca și toca personajului meu. Se numește Madame Găină. Și că la noi în obor circulă un spărgător. I-a spart casa lui Ionească. Ufa aia din Dolhasca! Și pe unde ai intrat? Ai dormit cu geamul crăpat? Să știți că astea sunt mănușile, doamne Stella, cu care eu joc în acest personaj, Madame Găină. Ăștia sunt ochelarii, doamne Stella. Ochelarii și mănușile dânsei pe care le folosiți la piesa din această seară. Le-am primit eu și cu ele plec din teatru. Această cabină în asta decât doamna Stella Popescu, asta este masa doamnei Stella Popescu, la masa căreia nu se așează nimeni niciodată, și am păstrat totul exact așa cum a fost. Și deci de 4 ani nimeni nu s-a mai așezat acolo. Nimeni niciodată. Cealaltă masă este masa doamnei Cristina Stamate. Pe 23 se împlinesc 4 ani de când a plecat doamna Stella. Cum v-ați simțit când ați preluat, să zic așa, această cabină? Mi-a fost foarte greu. A fost greu. Am refuzat să vin în cabina asta. Era și foarte proaspăt totul. Totul s-a întâmplat într-un nefast noiembrie și domnul Arșinel a zis în decembrie mocanul cobor jos. Vă vine să credeți că au trecut acești 4 ani? Eu, să știți că nu vreau să par absurdă, dar eu o aștept și știu că ea vine în fiecare seară la galerie. Pentru mine, doamna Stella a fost modelul meu și mi-am pierdut tiparul. Steaua tuturor punctelor cardinale, așa ați numit-o dumneavoastră, imediat da. După ce a dispărut dintre noi. Da, așa am numit-o într-o scrisoare pe care am scris-o eu. Steaua dimineții, steaua nordului, steaua sudului, steaua tuturor. Nu trece, madame, niciun tren pe aici. Măi, celovecule, nu pricep că eu trebuie să-mi îndeplinesc destinul. Dacă n-ai citit cartea, ai văzut măcar serialul. Sunt Ana Karenina. Fete-te, poți să fii și Stella Popescu. Nu trece niciun tren, suntem în grevă. Aș vrea să-i vedem un pic aici, masa la care, după cum ați spus, nu s-a mai așezat nimeni. Sunt lucruri de ale dânsei, lăsate aici, practic. Da. Așa cum îi plăcea, pozele. Aici este împreună dragi cu doamna Tamara Buciuceanu, cu care era o prietenă foarte bună, cu realizatoarea de la televiziune, Ioana Bogdan, cu domnul Arșinel, nepotul doamnei Stella, care este în Germania, cu doamna Paula Rădulescu, acolo este doamna Stella cu tatăl. Au rămas lucruri personale ale doamnei Stella Popescu? Da, o parte. Farduri, o parte din farduri. Da, o parte personale. Bineînțeles că doamna Stella avea farduri de farduri și lucruri. Astea erau care le lăsai la cabină, nu contau. Și au rămas exact așa cum le-a lăsat. Ea avea tot timpul un pix dacă trebuia să scrie. Și o cutiuță de bijuterii sau ceva, nu? Aici, sigur, are o cutiuță cu gene, dacă nu mă înșel eu. Da.
Vasile Muraru și cu Valentina Fătu au avut o idee minunată și în fiecare lună se face Gala Savoi. În această Gala Savoi se aduce un omagiu atât artiștilor care trăiesc și care au urcat pe scena Teatrului Tănase, artiști, colaboratori, prieteni, și mai este un in memoriam, un artist care nu mai este. Întotdeauna această gală este în ultimul weekend din lună. Astă seară un cântec, o glumă, săptămâna viitoare Hai Hai România, peste încă o săptămână e spectacul în oraș. Veniți la Teatrul Constantin Tănase, mergeți la teatru!